Cele 9 fetițe din Târgu Jiu cu rezultate bune la învățătură fac parte din familii cu venituri mici. Aseară acestea au primit din partea Asociației Delta câte un laptop, rechizite școlare și alte cadouri. Asociația pe care o conduc și-a propus să ofere acestor fetițe calculatoare, dulciuri, rechizite și o bucurie, un gram din bucuria sărbătorilor de iarnă. Și vreau să le mulțumesc pe această cale și celor care m-au ajutat pentru ca acest eveniment să aibă loc în această seară. Atât fetițele cât și părinții acestora au fost foarte încântați de cadourile primite. Mi le-am dorit foarte mult. Mă bucur că le-am primit. O să te ajute să poți să înveți mult mai bine de acum încolo. Da. Ce-ți place ție cel mai mult? Ce materie? Nu prea am preferințe, dar îmi place informatica, tehnologia și română. Îți mai dorești și altceva? Sau ți-a citit moșul gândurile? Cred că mi-a citit moșul gândurile. Și ești mulțumită? Da. Este un ajutor foarte semnificativ pentru noi, ceea ce a primit ea în această seară, eu nu îi puteam oferi. Dar Dumnezeu, care le știe pe toate, a lucrat la inima oamenilor și am primit ceea ce vroia ea. Cadourile oferite de Asociația Delta în pragul sărbătorilor au fost binevenite pentru cele 9 fetițe.